Eveniment important luni la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. Pe fonduri europene, la prestigioasa unitate medicală din Urbea de pe malurile Cernei, a ajuns un computer tomograf nou cu 128 de slice-uri. Achiziția s-a bazat pe un proiect comun al unității medicale și al primăriei municipiului Hunedoara, care era destinat spitalelor ce au avut activitate exclusivă de tratare a pacienților infectați cu COVID-19. Ne-a fost livrat noul computer tomograf, achiziționat pe POIM, pe un proiect scris în această vară de colegii mei de la spital cu sprijinul primăriei Hunedoara. Este un proiect destinat spitalelor care au tratat pacienți COVID. Prin achiziționarea celui de-al doilea computer tomograf la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, pacienții care sunt infectați cu COVID-19 vor putea fi investigați separat de cei care au alte afecțiuni. Faptul de a avea simultan două aparate de computer tomograf ne ajută foarte mult, mai ales în această perioadă de pandemie. Pe unul vom putea să investigăm pacienții COVID, pe ceilalți putem să investigăm pacienții non-COVID și astfel cele două circuite vor putea fi separate foarte bine. Computerul tomograf a sosit într-un moment oportun, deoarece la spitalul din Hunedoara numărul pacienților bolnavi de COVID-19 este destul de mare, iar paturile de la ATI destinate acestor bolnavi sunt ocupate în totalitate. În momentul de față la spitalul din Hunedoara, toate cele 7 paturi la terapie intensivă COVID sunt ocupate. În plus de cei 7 pacienți, mai avem 84 de pacienți confirmați cu nou coronavirus pe celelalte secții ale spitalelor, pe zonele roșii, în principal pe pneumologie și pe boli infecțioase. În momentul de față, incidența de COVID-19 în municipiul Hunedoara, la fel ca la Petroșani și Hațeg, este de peste 6 la 1000 de locuitori, ceea ce duce la carantina de weekend, în care persoanele nevaccinate nu pot părăsi domiciliul de vineri până duminică, între orele 20 și 5 dimineața, decât cu declarație pe proprie răspundere și doar pentru motive bine întemeiate, precum obligațiile profesionale, tratament medical de urgență, îngrijirea unor persoane ce nu pot face acest lucru singure și de ce sunt familie.